Cu prilejul zilei de 1 iunie, sala de festivități a Episcopiei Caransebeșului a găzduit spectacolul Făte Suflete Copil, susținut de teologul Radu Claudiu Murariu și copiii Centrului de Tineret Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril Moniom. Prezent la eveniment, Preasfințitul Părinte Episcop Lucian i-a binecuvântat pe copii și le-a oferit daruri. Au fost oaspeții noștri, copii de la toate grădinițele din municipiul Caransebeș, îndrumați și conduși de doamnele directoare, de doamnele educatoare și învățătoare. Le dorim tuturor copiilor din eparhia noastră și din toată lumea multă sănătate, să asculte de părinților. Ne-am bucurat că alături de cadre didactice și de toți ostenitorii care lucrează cu acești copii și tineri în biserică, în cadrul acestor centre de tineret, au fost prezenți un număr mare de părinți, părinții ai copiilor, pentru că lucrarea noastră misionară cu copiii trebuie să-și regăsească ecoul în familiile acestor copii și, până la urmă, sigur, dincolo de valoarea artistică, este importantă preocuparea acestor copii și tineri de a veni și de a învăța în tinta bisericii lucruri frumoase, lucruri de folos pentru sufletele lor. Bucuria este deplină văzând astăzi în sala de festivități a Episcopiei Caransebeșului un public de altfel numeros care a gustat intens mesajul acestui spectacol și anume reîntoarcerea la sublimul copilăriei. Făte suflete copil. Ne bucurăm că am venit la Caransebeș la un spectacol de ziua noastră la mulți ani. Sunt din centrul de tineret Moniom și sunt foarte bucuroasă pentru că am putut participa la acest spectacol. M-am bucurat foarte mult că am participat la acest spectacol și că am primit cadouri de la Episcopia Caransebeșului. Ziua copilului a fost marcată în mod deosebit și la Zăgujeni, unde Centrul de Voluntariat Alexandra Florea al Episcopiei Caransebeșului a organizat o serie de activități cu beneficiarii Centrului de Plasament Casa Noastră și elevii școlii gimnaziale din localitate. Trupa Credo a Centrului de Voluntariat a prezentat în premieră o piesă de teatru. Au fost invitați și copiii de la școlile din Oțelul Roșu și Glimboca, care au prezentat un program artistic de poezii, cântece folclorice și dansuri populare. Prin credință și iubire am arătat că mai multe organizații poate să conlucreze împreună și în interesul copiilor. Și numai în interesul copiilor. Noi astăzi am fost și la bătrânii necăjiți din Zăgujeni și am dus daruri la copiii din Sălbăgel. Avem foarte mulți binefăcători și ne bucurăm foarte, foarte mult că am reușit să strângem atâția copii împreună. La finalul evenimentului, toți copiii prezenți au primit din partea Centrului de Voluntariat cadouri.